Cei trei muschetari. Sosesc! Vai de mine, dar ce frumoși sunt, extraordinari! E comandantul lor? Vai, cât de frumoși sunt! Ce frumoși costume au, plac! Și pălăriile! Sunt cei mai valoroși și viteși soldați ai regelui! Așteptați! Sunt muschetarii regelui Ludovic! Când mă voi face mare, mi-ar plăcea să fiu ca ei muschetari. Mie îmi spui? Nu-mi doresc nimic mai mult decât să fiu muschetar! Fiule, înainte să pleci spre Paris, ascultă-mă, înfruntă viața și fii curajos. Ține întotdeauna capul sus, chiar și în cele mai grele clipe. Și nu-ți abandona niciodată prietenii. Nu vei uita aceste cuvinte, nu-i așa, fiule? Nu-ți fie teamă, tată, nu le voi uita niciodată. Ați văzut? Gărzile cardinalului Richelieu i-au atacat pe muschetari fără niciun motiv. Asta e nedrept. Sunt 5 împotriva a 3 și pe deasupra unul dintre muschetari e rănit. Din câte îmi dau seama, nu ți-ai referit după ultima noastră luptă, dragă Athos. Nu vei reuși niciodată să mă învingi. Nu-ți face iluzii, de data asta nu-mi vei scăpa, Athos. Pregătește-te să părăsești această lume. Cine ești tu? Cine ești și ce cauți aici? A? Numele meu este D'Artagnan, D'Artagnan de Gascon. En garde! Neobrăzatule! Crezi că mi-e frică de un biet începător, a? Am să-ți dau o lecție! Ha! 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 Lucrurile nu vor rămâne așa. Intervenția ta a fost salvatoare, amice. L-ai salvat pe Athos, îți rămânem recunoscători. Soldatul voia să înfrângă în luptă un om rănit. Nu puteam să las așa ceva să se întâmple. Ai dat dovadă de un curaj extraordinar. Îți rămân îndatorat. Cum ziceai că te cheamă? Mă cheamă D'Artagnan. D'Artagnan, D'Artagnan de Gascon. Numele celorlalți erau Athos, Porthos și Aramis. Aceștia erau cei mai buni dintre muschetari, curajoși și soldați ai regelui. D'Artagnan voia să li se alăture, să învețe tehnicile de luptă și să participe la bătăliile pe care le duceau în numele dreptății. Iar vitejia lui nu trecuse neobservată. Domnul de Trevii, comandantul muschetarilor, îi povesti regelui Ludovic al XIII-lea cum cei trei muschetari împreună cu tânărul D'Artagnan alungaseră gărzile cardinalului Richelieu, iar regele invită pe toți patru la palat. Am auzit că i-ați înfrânt pe soldații lui Richelieu. Sunt mândru de voi. Nici o altă veste nu m-ar fi putut bucura mai tare. Continuați ca și până acum? Da, maestate! Cât mi-ar plăcea să văd fața lui Richelieu în această clipă. Regele a fost foarte generos. Darurile nu se opresc aici. Iată din partea mea recompensa potrivită pentru faptele voastre de vitejie și pentru că mențineți renumele muschetarilor la înălțime. Mii de mulțumiri, comandante. Astăzi e o zi mare.
Am înfrânt soldații lui Richelieu și am găsit un prieten de nădejde. Nu-i așa, D'Artagnan? Așa e, Athos. Mii de mulțumiri. Trecură câteva luni. D'Artagnan se stabilise la Paris și viața sa era acum nu se poate mai liniștită. Până într-o noapte. Aceea e regina. Te rog, nu te mai întoarce la palat. E prea periculos, dragul meu duce. Grija dumneavoastră pentru mine mă impresionează până la lacrimi. În clipele acestea mi-aduc aminte de zilele de mult apuse de Spania, când eram doar doi copii. O, duce, dragul meu duce. Acum totul s-a schimbat. Acum sunt regina Franței. Știu. Am adus cu mine acest colier din Spania. Vreau să ți-l dăruiesc. Aș vrea să-ți aduci aminte de mine de fiecare dată când îl privești. Te rog, acceptă-l, dragul meu duce. O, Ana. Ce spuneți, că regina s-a întâlnit pe ascuns cu ducele de Buckingham? Sunteți sigură, My Lady? Sunt cât se poate de sigură, Eminență. N-aș crede că ducele complotează cu inamicii noștri englezi. În orice caz, voi folosi această informație și mă voi gândi la un mod de a o înlătura pe regina asta. Cardinalul Richelieu, un om viclean și însetat de putere, era cel mai mare dușman al reginei Ana. Căuta mereu o cale pentru a o înlătura pe regină de pe tronul Franței și acum se-i visă ocazia perfectă. În sfârșit a sosit momentul ca toți să afle cine este de fapt regina asta. Zilele trecură și nimeni nu bănuia nimic despre infamul plan al cardinalului. Până când, într-o seară... Bine ați venit, domnule D'Artagnan! Mulțumesc, vă urez noapte bună, domnișoare. Așteptați, trebuie să vă vorbesc. Spuneți, ce s-a întâmplat? Nici nu știu de unde să încep. Vă văd tulburată. Spuneți despre ce e vorba. Domnule D'Artagnan, îmi permit să vă vorbesc, fiindcă sunteți unul dintre cei mai loiali și curajoși soldați ai regelui. Puteți avea încredere în mine, domnișoară. Spuneți-mi ce pot face să vă ajut. Spuneți fără teamă. Regina se află în pericol. Regina Ana, sunteți sigură? Te văd îngândurată. S-a întâmplat ceva? Nimic important. Mă gândeam la rochia pe care o vei purta în seara balului. Aș dori ca la acest bal oferit în onoarea ta să porți colierul cu diamante adus din Spania. Colierul cu diamante? Da, ca să fiu cinstit, Richelieu m-a sfătuit să-ți cer acest lucru. Nu știu nici ce motiv, probabil îi place foarte mult. Richelieu v-a sfătuit? În acele vremuri, un război aprig se purta între regatul Franței și cel al Angliei. Ducele de Buckingham era astfel un inamic în ochii regelui și prietenia pe care i-o purta regina acestui duce l-ar fi înfuriat cu siguranță. Așadar, vei purta acel colier? Desigur, îmi va face mare plăcere. Foarte bine. Țineți minte că ați făcut o promisiune, da? Vai de mine! Cineva trebuie să-i fi spus lui Richelieu că i-am dat colierul ducelui de Buckingham? Cum voi mai putea apăra la bal? Sunt pierdută? Ăsta e sfârșitul meu! Când regele va descoperi că regina nu mai are colierul, o va alunga din Franța. Trebuie să faceți ceva, vă implor! N-aveți grijă, domnișoară. Voi pleca spre Anglia, voi recupera colierul și mă voi întoarce până la seara balului. Vă promit. Veți face asta? Mă scuzați, n-am vrut. Vă mulțumesc din suflet. Ce-ai spus, D'Artagnan? În Anglia? Da, în Anglia, domnule. Nu-ți va fi deloc ușor să ajungi până acolo. Spui că te vei întoarce într-o săptămână, înainte ca balul în cinstea reginei să aibă loc. Ești sigur? Da, signor. Bine. Văd că hotărârea nu-ți lipsește.
Atunci pot pleca? Da, ai binecuvântarea mea. Soarta reginei e în mâinile tale. În drumul spre Anglia, cât mai repede. La ordinele dumneavoastră, domnule. Unul dintre muschetari va pleca în Anglia. Asta nu trebuia să se întâmple, planurile mele se vor nărui. Nu va reuși, vă asigur că își va găsi sfârșitul înainte să ajungă pe pământul Angliei. D'Artagnan. Dar ce faceți aici? Din câte văd eu, plecăm! Și se pare că va fi o călătorie lungă. De ce nu ne-ai spus ce aveai de gând să faci? Am aflat oricum. Comandantul ne-a povestit tot. Comandantul? Ascultă, D'Artagnan. Cred că ai uitat faptul că-ți suntem prieteni. Trebuie să știi că motoul nostru este toți pentru unul, unul pentru toți. Te vom ajuta orice ai vrea să faci. Și așa, cei trei mușchetari părăsiră Parisul împreună cu D'Artagnan pentru a-l ajuta să recupereze colierul cu diamante al reginei Ana. Delicios. Doamne, Portos, mănânci cât pentru trei. Propun să ciocnim în cinstea regelui Ludovic. Cum? În sănătatea regelui? Nu știți că singura persoană importantă în Franța e cardinalul Richelieu? Poftim? Câtă obrăznicie! Cum îndrăznești să-l insulți pe iubitul nostru rege? Portos, lasă-l în pace. O să-ți dau o lecție de-o să ții minte. Ba, eu am să-ți dau o lecție! Atenție! Plecați, mă ocup eu de ei. Portos, ce-i cu tine, ești nebun? Portos are dreptate, să mergem. Cum spuneți voi? Haideți, dacă aveți curaj. Hei, îmi murdărești ghetele și nici măcar nu-ți ceri iertare? D'Artagnan, fugi! Aramis! Nu-ți face griji, pentru el se descurcă singur. Foarte bine, pe unul l-am prins. Asta crezi tu? Te vei căi pentru ce ai făcut. Îți jur. Portos, Aramis, oare sunt bine? Nu te teme pentru ei, sunt precum pisicile, au 7 vieți, ai să vezi. Portos, Aramis, trebuie să reușiți. Doar tu mi-ai rămas alături, Constans. Maestate, ce spuneți? Aveți tot sprijinul muschetarilor, chiar în această clipă se îndreaptă spre Anglia. Ai dreptate, să sperăm că totul va fi bine. Ați dormit bine, domnilor! Poftim banii! Ne-ai servit cum se cuvine, păstrează-i pe toți. Trebuie să ne îmbarcăm către Anglia. Să mergem. Da. Hai, dar monedele astea sunt false. Ce? Am să chem soldații! Noi n-am înșelat niciodată pe nimeni, domnule! D'Artagnan, nu avem timp de discuții. Trebuie să pornești la drum. Poftim? Vreți să mergeți în Anglia? Dacă aș fi în locul vostru, n-aș face asta. De ce spuneți așa, doamnă? Corabia își ridică pânzele la ora 9, iar noi ne vom asigura că nu ajungeți la timp. La 9? D'Artagnan, ai grijă! Fugi, D'Artagnan! Grăbește-te!
Mult noroc, Athos. Ai grijă. Și astfel, după atâtea peripeții, D'Artagnan ajunse în sfârșit la ducele de Buckingham. Da, înțeleg. Ați făcut foarte bine să veniți. Era singurul mod prin care o puteați salva pe regină. Luați colierul și duceți-l imediat la Paris. Mă încred în dumneavoastră, domnule D'Artagnan. Nu vă faceți griji, domnule, îl voi apăra cu prețul vieții mele. Sosise ziua marelui bal, iar D'Artagnan nu ajunsese încă. Alteță, trăsura e pregătită. Aveți încredere, maestate, totul va fi bine, veți vedea. Maestate, balurile dumneavoastră au întotdeauna cel mai mare succes. Adevărat, e o petrecere reușită, nu-i așa? Foarte, dar spuneți-mi, unde e regina? Trebuie să sosească din clipă în clipă. Balul e oferit în cinsta ei. Am o rugăminte, maestate, dacă regina nu va purta la gât colierul cu diamante, o veți întreba de ce nu-l are? Puteți să-mi spuneți? Nu văd de ce nu-l ar avea, însă îți voi face pe plac dacă nu voi vedea colierul. Vreau să văd rușinea de pe fața reginei. Sunteți sigură că nu-l va avea la gât? Da, eminență. Nu vei uita aceste cuvinte, nu-i așa, fiule? Da? Ține întotdeauna capul sus, chiar și în cele mai grele clipe, și nu-ți abandona niciodată prietenii. Tată! Atenție, sosește maestatea sa, regina Ana a Franței! Cum e posibil? Nu pot să cred! Ești mai frumoasă ca niciodată. Constanța. Am venit să-ți mulțumesc. Meritul nu e doar al meu, Constanța. E mai ales al prietenilor mei. Prieteni? Da. Cei trei muschetari. Cu siguranță că sunt cei mai buni prieteni, dar spuneți-mi unde sunt. S-au sacrificat ca eu să-mi pot îndeplini misiunea asta. Îmi pare rău. A? A? A?
D'Artagnan, ce faci? Portos, Athos, Aramis! Mulțumită curajului și devotamentului lor, D'Artagnan și cei trei muschetari o salvară pe regină de conspirațiile cardinalului Richelieu. Iar aventurile și faptele lor curajoase continuară mult, mult timp de atunci încolo. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Carmen Palcu, Marius Săvescu, Ernest Fazecaș, Gabriel Răuță. D'Artagnan se luptă întotdeauna lângă mușchetarii, prieteni ca și noi.